Venirea primăverii a fost un prilej de bucurie în toate centrele de plasament din Olt. De la mic la mare, cu toții au pregătit un eveniment remarcabil care a evidențiat talentele nebănuite. Spectacolul Flori de primăvară, răsplătit cu multe aplauze, a fost găzduit de Centrul Cultural Eugen Ionescu. Astăzi sărbătorim prin flori primăvara. După cum vedeți, avem creații vii, flori vii. Fetele noastre minunate au defilat în creații de flori făcute în ateliere alături de educatorii lor, confecționate în atelierele noastre din Căsuță. Dansul florilor, totodată în foaierul Centrului Cultural Eugen Ionescu, am prezentat o expoziție a obiectelor confecționate, obiectelor cu specific de primăvară, pe care copiii le-au confecționat în căsuțe. Un moment special oferit de acești copii talentați l-a constituit parada de modă cu ținute spectaculoase confecționate din flori artizanale. Pentru ca totul să fie perfect, tinerii și educatorii lor au pus în tot ce au realizat multă dragoste și pasiune. Primăvara este minunată și cu această ocazie noi am reușit de a îmbrăca aceste rochii deosebite create de familia noastră, pentru că suntem toți o familie, și această rochiță este confecționată din petale de trandafir și trandafir în zona de sus. Mă simt mândră și totodată foarte fericită și le mulțumesc frumos pentru această creație minunată. După spectacol, toți copiii au participat la simpozionul Postura Corectă a Tinerilor din cadrul proiectului Sănătate prin Mișcare. Ei au putut învăța încă o dată regulile esențiale ale unei poziții corecte pentru a se dezvolta sănătos.